Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Doctorul Naturii intră din nou în casele dumneavoastră din acest moment. În emisiunea de astăzi discutăm din nou despre bitter. După luni de zile aducem din nou în atenția dumneavoastră bitterul și o nouă formulă a bitterului. Detalii ne va oferi în minutele următoare doamna profesor dr. Maria Pop, specialist în terapie cu plante. Bine ați revenit în studioul nostru! Bine v-am găsit! Am vorbit de-a lungul mai multor emisiuni despre bitter, despre tipurile de bitter și formulele de plante care se folosesc pentru diferite afecțiuni. De ce detaliem din nou bitterul? De ce vorbim astăzi din nou despre bitter? S-a descoperit ceva nou? Da, vorbim despre un bitter, nu atât de mult prin diferențierea complexului de plante, cât prin originalitatea, complexitatea și aspectul holistic. Mă refer și la metoda, tehnologia de obținere care este originală și care îmbină metodele sau metoda tradițională cu cele moderne, pentru că noi știm că bitterul e o băutură amăruie, aromată, care se prepară prin macerație hidroalcoolică și care are și efecte terapeutice. Ori această combinație, acest bitter despre care voi vorbi eu astăzi, îmbină această metodă cu încă două metode moderne. Plante în plus, în minus? Da, plante sunt. În plus, sigur că da. Nu sunt aceleași plante, sunt mai deosebite. Și vorbim de plante de import? Să știți că problema, tocmai asta cred că este și o problemă esențială. Majoritatea plantelor sunt din flora spontană și, din România, și mai ales că sunt din România. Foarte puține sunt din import, pentru că am mers tocmai pe acest principiu al legăturii dintre om, natură și Dumnezeu. Dumnezeu, când a creat omul, a creat și mijloacele sale de subzistență în mediul său de viață. Dacă noi ne uităm așa, pe glob, la caracteristicile oamenilor, o să vedem că sunt deosebiți de la un continent la altul, dintr-o zonă geografică la alta. Și dacă ne uităm și la mediul său de viață, dacă ne uităm la vegetație, la plantele care cresc, vom vedea că sunt altele. De multe ori, plantele de care avem nevoie cresc în mediul nostru, în jurul nostru sau în județul, în țara noastră, dar nu le vedem. Și de multe ori credem că aducem alta de la distanțe mari pentru că este mai eficientă. Și iar putem să vedem, se întâmplă uneori, nu în majoritate, aducem un supliment alimentar dintr-o țară îndepărtată, care se spune că acolo este extraordinar, e fabricat de o firmă deosebită și extraordinar. Și îl aducem la noi și îl folosim este... avem acea eficiență. Evident, probabil formula folosită de ei este cea corectă și, într-adevăr, din planta respectivă ies lucrurile de calitate. Dar poate organismul nostru nu reacționează la fel? Sigur că da, pentru că organismul nostru de multe ori reacționează la plantele existente în mediul său de viață. Cum și legumele și fructele sunt cele mai potrivite zonei în care ne aflăm. Sunt multe păreri în acest sens, că dacă ne gândim încă de la marele medic Hipocrate al Greciei Antice, încă de pe atunci s-a descoperit cât de diferite sunt caracteristicile oamenilor în legătură cu flora și vegetația și legătura, adică, dintre caracteristici și flora și vegetația din mediul său de viață și influența asupra sănătății. Și de atunci tot se studiază și există foarte multe păreri ale oamenilor de știință în acest sens. Și dumneavoastră a studiat ceva acum și ați găsit o formulă nouă? Am găsit o formulă nouă și să vă spun, formula nouă e analizată, sunt multe analize de laborator, s-au descoperit foarte mulți componenți în această formulă nouă, că nu întâmplător spunem noi că această formulă nouă e holistică. Holistic înseamnă că complexul de plante, macerația aceasta, acționează asupra întregului și nu asupra unui organ sau asupra unei funcții. Funcțiile organismului se află în legătură unele cu altele, se influențează, se armonizează, se reglează pentru ca aspectul final să fie cel benefic la nivelul întregului. Noi vorbim de o nouă formulă, dar această nouă formulă pentru ce este indicat? Pentru ce fel de afecțiuni? Întotdeauna, acum telespectatorii știu, sunt bitere care au un efect foarte bun asupra sistemului cardiovascular, sunt unele care sunt foarte bune tonice, sunt unele care acționează prin formula de plante folosite asupra sistemului digestiv. Tocmai această formulă, da,
Pentru ce este indicată? Această formulă acționează tocmai asupra întregului organism. Pentru o stare de bine în general? Deci, starea de bine nu se referă numai la starea fizică. Starea de bine se referă și la starea psihoemoțională și la cea mentală. Deci, acest bitter acționează asupra tuturor acestor stări în armonie. Știți că astăzi se vorbește tot mai mult despre medicina integrativă. Nu numai că se vorbește, se și aplică. Și medicul este interesat nu numai de tratarea unei boli, ci de tratarea, de vindecarea organismului în ansamblu. De aceea, vedeți dumneavoastră că astăzi medicii recomandă îmbinarea metodelor convenționale cu metodele complementare sau alternative. Ori fitoterapia este una dintre metodele complementare foarte acceptată și bine cunoscută și confirmată de proba timpului. Da. Acest bitter, de ce am spus eu că este o formulă complexă? Pentru că conține 40 de plante, deci sunt multe plante și plantele nu sunt alese întâmplător, sunt alese în urma multor cercetări științifice. Deci proprietățile lor sunt selectate în funcție de cercetări științifice. Și tot este... Adică ce mai înseamnă complex? Vedeți că fiecare plantă, dacă o vom lua o separat, că vom lua după aceea plantele separat, vedem că una stimulează, alta reglează, alta inhibă, alta calmează. Deci, problema alta, deci plantele vin cu calitățile și neajunsurile lor, iar ele când se află împreună toate, ele nu intră în competență să-și facă rău. Ele se armonizează, se completează, se potențează și se corectează unele pe altele. De aceea, aspectul final este acel aspect benefic asupra întregului, fizic, emoțional și mental. Da, vom explica câteva dintre plante? Sau... Da, vom explica mai târziu, dar să vă spun în ce constă originalitatea, ca să fie așa. Deci, odată plantele sunt ales nu întâmplător. Metodele, aici e esența noutății. Pe lângă metoda aceea de macerație în alcool, există încă două metode moderne. Prima și cea cu influență asupra celorlalte este macerația enzimatică. De se face o macerație prin care sunt sensibilitate membranele celulare ale plantelor și astfel membranele devin mai permeabile, solventul poate pătrunde în celulă ca să dizolve substanțele active pentru a le antrena în soluția bitterului. Iar după această metodă enzimatică, aceasta este o metodă modernă, după anumite principii desfășurate, apoi urmează metoda aceea tradițională de macerație hidroalcoolică. Și aici la macerația hidroalcoolică, alcoolul nu este orice tărie, alcoolul este un alcool medicinal. Alcoolemia nu este întâmplătoare. S-au făcut multe cercetări până ce s-a stabilit că alcoolul cel mai favorabil pentru această macerație este cel de 70 de grade. Și în rest, macerația e obișnuită ca și cea tradițională. Dar există o a treia metodă, deci o extracție la cald, nu prin fierbere, prin vapor de apă, pentru că există multe substanțe active care nu s-au dizolvat, care n-au ieșit în soluție prin macerația la rece. Chiar prin macerația aceasta la cald sunt antrenate și de aceea acest bitter în ansamblu are atât de multe proprietăți, calitățile lui relevate de analizele de laborator sunt deosebite față de bitterul tradițional. Deci, asta ar fi în linii mari cu originalitatea. Bitterul este un tonic, un stimulant și un reglator. Vedeți, aici e important, pentru că vedem că o plantă stimulează. De multe ori ne zicem, păi dacă stimulează, de ce o punem împreună cu cea care inhibă sau calmează? Ele se armonizează, se reglează foarte bine. Bitterul, mulți îl numesc elixirul vieții, tocmai prin acțiunile binefăcătoare asupra funcțiilor vitale, asupra întregului organism.
înlătură oboseala și stresul, ne face mai vigilenți, mai activi și atunci și noi putem mai bine empatiza, putem să avem compasiune față de cei din jur. Deci nu ne simțim numai noi ca atare în persoana noastră bine, ci putem să colaborăm mai bine și cu cei din jur. Deci calitățile psihoemoționale. Întărește imunitatea, adică rezistența naturală a organismului la infecții, la virus, la microbe. Și atunci, de ce bitelul se recomandă în tot felul de infecții, de viroze respiratorii, în gripe și alte infecții? Tocmai pentru acest aspect. Ori o imunitate bună este foarte necesară și pentru a lupta împotriva factorilor cancerigeni care sunt la tot pasul și care știți că sunt producători de tumori benigne și maligne. Acest biter curăță vasele de sânge de grăsimi, ne curăță colesterolul în exces, ne curăță trigliceridele și atunci vasele de sânge fiind curate, se împiedică apariția aterosclerozei și se reduce riscul de accidente cardiovasculare și cerebrale. Vedeți că toate merg în lanț, o curățire, un aspect bun se reflectă asupra sănătății. Dezintoxică întregul organism, fie pe cale urinară, impulsionează, fie pe cale sudoripară, fie pe calea sângelui, biterul ajută la curățarea ficatului, la curățarea colonului, la purificarea sângelui. Ajută digestia, biterul este un bun stomahic, deci ajută digestia la nivel digestiv. La nivel intestinal are un caracter antispastic și carminativ, adică reduce spasmele, reduce durerea, elimină balonarea. Tot la nivel intestinal, prin caracterul de antibiotic natural, combate microorganismele patogene și prin aceasta se dezvoltă mai bine microorganismele bune care formează microflora intestinală. Deci toate acționează împreună. Are un caracter ușor laxativ. De aceea biterul se recomandă persoanelor care doresc să slăbească, care au constipații cronice, care au probleme hemoroidale. Dar acest lucru nu înseamnă că nu este bun și în diaree, pentru că el reglează tranzitul intestinal, peristaltismul intestinal. Deci vedeți că reglează. Ăsta e cel mai important aspect. Biterul îl folosește multă lume în probleme reumatice, în afecțiuni reumatice, datorită caracterului antiinflamator și analgezic. Cred că multă lume își pune comprese pe genunchi, comprese pe diferite zone dureroase, pe lângă faptul că se folosește și pe cale internă. Este foarte bun în dureri de cap, de orice natură, fie că de natură nervoasă, reumatică, biliară și în cazul durerilor de cap, pe lângă folosirea pe cale internă, se poate aplica și sub formă de comprese la nivelul zonei care este dureroase. Reglează circulația periferică. Adică ce înseamnă acest lucru? Îmbunătățește circulația capilară, circulația la nivelul venulelor, arteriorelor și de aceea biterul se spune că protejează vederea, protejează inima, protejează pancreasul și alte organe ale corpului omenesc, pentru că reglează acea circulație periferică și circulația periferică este foarte importantă pentru că acolo, la nivelul capilarelor, se realizează schimbul de substanțe și permeabilitatea capilară este foarte importantă. Întârzie îmbătrânirea, adică cum? Prin prevenirea, prin încetinirea degenerescențelor. Degenerescențele cele mai frecvente sunt cele articulare, previne osteoporoza, ușurează trecerea perioadei de menopauză pentru femei. În durerile artritice, în artroză, este de mare folos, fie intern pentru că calmează, fie extern sub formă de comprese. Protejează vederea. Ori de ce protejează vederea? Pentru că biterul stimulează microcirculația retiniană și dacă protejează retina, dacă retina o impulsionează printr-o circulație capilară mai bună, vă dați seama că atunci acest biter oarecum va frânează și apariția cataractei și apariția degenerescenței maculare și problemele de degenerescență care apar în legătură cu nervul optic. Astea sunt probleme care apar de obicei la bătrâni. Și nu în ultim caz, acest biter este eficient și în hiperaciditate gastrică. Pe de o parte, poate să regleze aciditatea gastrică pentru că conține plante specifice pentru acest rol, dar
poate să distrugă, să reducă în mare măsură și bacteria Helicobacter pylori, care de fapt este răspunzătoare de cele mai multe ori de hiperaciditate. Deci am spus câteva trăsături, așa, acum mă gândesc să spun câteva cuvinte despre modul de folosire și după aceea să vă explic proprietățile, adică proprietățile lui în urma analizelor. Mi-a adică, mai bine... Un lucru să vă întreb, poate mi-a scăpat în momentul în care ați făcut dumneavoastră prezentarea, pentru că fiecare producător de acest biter se laudă cu numărul de plante care este folosită în respectiva formulă. Acum, de câte plante vorbim? Vorbim de 40 de plante, dar faptul că ați ridicat această problemă, să știți dumneavoastră că mai sunt persoane care cred că dacă numărul e mare, încep să adună, să facă o adunare. Nu acest lucru important. Adunarea aceasta depinde în funcție de proprietățile terapeutice și în funcție de cum acționează fiecare, dar aceasta nu întâmplător, ci în urma mergem în spatele acestor plante și vedem ce fel de cercetări științifice s-au făcut, ce au confirmat cercetările științifice. Ce concentrație sau exact. Ce cantitate de plante sau dintr-o anumită plantă este făcut. Exact. Vedeți că la fiecare plantă o să vedeți că scrie 2%, 5%. Exact. Deci fiecare și la plantă... formulele de ceaiuri complexe. Deci știți cât de mult se lucrează la un biter? Se lucrează cel puțin 2 ani, pentru că tu faci câteva combinații, pe toate le probezi, le probezi la anumită alcoolemie, le probezi la metode și după ce le-ai probat toate formulele acestea de încercare, în urma analizelor vezi care e mai bună. Și bănuiesc că sunt și testate acum. Da. Exact cum se testează medicamentele, se fac teste pe persoane, nu? Să știți că se testează și pe persoane și se fac teste de laborator. Sunt analize de laborator foarte sofisticate acum. Vă dați seama dacă îți scoate în evidență ce vitamine, ce minerale, ce acizi are biterul. Deci, acum nu mai merge că credem noi că e bună pentru că am citit în medicina tradițională. Acum, totul este analizat, totul este confirmat sau infirmat. Să știți că nici nu e ușor să avizez, să patentez o combinație de acest fel. Ori mai ales pentru că și plantele, dacă știți, există anumite legi care anumite plante sunt confirmate, anumite plante sunt infirmate, pentru că așa tu poți acasă să gândești orice plantă că e bună. Ei, dar dacă poate a fost bună medicina tradițională, dar dacă știința au descoperit că nu este bun organul respectiv, că trebuie altceva să folosim. Voi explica, vă dau exemple concrete când am vorbit despre plante. Eu și sunt convinsă că sunt și de durată aceste studii care se fac și cercetările, mai ales în condițiile în care dacă sunt testate și pe persoane. Da. Reacțiile la fiecare persoană în parte este diferită, la fel cum se întâmplă și atunci când se fac verificările sau se fac tratamentele asupra oamenilor. Fiecare organism reacționează altfel. Am mai vorbit noi despre asta de-a lungul timpului. Și atunci exact la fel se întâmplă. La planta respectivă sau la formula respectivă de plante, fiecare organism a reacționat altfel. Unii mai repede au avut rezultate, altele mai în timp. Sigur că da. Totdeauna se fac încercări pe oameni să se vadă rezultatele și acum dacă ați vorbit de așa ceva, normal sunt și persoane pentru care nu se poate aplica. De exemplu, sunt persoane care iau anumite medicamente sau care corpul lor nu le permite nicio picătură de alcool. Deci aceste persoane nu vor folosi biterul sau există și aici alternativă. Biterul, lingurița aceea de biter care o spunem noi înainte de mâncare și după mâncare, se poate pune într-un ceai fierbinte și odată cu apurii care ies din ceai, se va antrena și alcoolul. Ei, mai există și altă problemă. Sunt oameni care iau medicamente anticoagulante, medicamente antidiabetice, statine pentru combaterea colesterolului și se poate întâmpla să interacționeze cu aceste medicamente. Și atunci, ce trebuie să știm noi? Niciodată nu vom lua biterul concomitent cu medicamentele. Biterul vom lua la o pauză de o jumătate, cel puțin o jumătate de oră, dar bine ar fi și o oră și de la o oră, două ore. Și atunci nu se mai întâmplă nimic. Dar și în al treilea rând, ar fi foarte bine să ne consultăm și cu medicul. Dacă chiar are o boală foarte gravă, poate nu ia deloc, dar nu se întâmplă astfel de treburi. Să știți că utilizarea biterului este confirmat nu odată, ci de sute de ore. Biterul e un produs foarte consumat de toată lumea și nu numai în România, ci
pe plan național și internațional. Și nu este un produs nou care să se folosească exact de 5 ani încoace, ci se folosește de zeci de ani. Exact. Noutatea e numai în combinația de plante. Ori, combinația de plante o fac oamenii de știință. Deci nu face cineva întâmplător ca să se poată întâmpla ceva. Și cum a spus dumneavoastră, încercările care se fac înainte, analizele care se fac înainte, toate au scopul de a proteja omul. Cum se folosește bitterul? O linguriță înainte de mâncare, o linguriță după mâncare. Lingurița de înainte de mâncare, de ce o recomandăm? Pentru că reglează pofta de mâncare. Pentru unii are scopul tocmai a stimula pofta de mâncare, că nu au poftă de mâncare. Pentru alții poate au poftă prea mare și poate le reglează puțin din acea tendință din dornică de a mânca, acel apetit exagerat. Se ia de 3 ori pe zi, normal când e vorba de cură. Și dacă e vorba de cură, o cură ar fi 40 de zile. Dar nu este obligatoriu. Se poate lua o doză mică, chiar ca un aperitiv, chiar la mesele festive, când se consumă alimente greu digerabile, se poate consuma bitterul. În loc să consumi un aperitiv, poți consuma puțin bitter. Pentru că componența lui nu-l contraindică. Care este doza maximă permisă? Vorbim o dată. Apoi, doza maximă, de exemplu, aici n-ar fi chiar așa o doză maximă, că dacă tu poți să bei un păhărel de tărie, să zicem noi, de 50 de mililitri, atunci de ce nu ți-ar face bine un bitter care e și cu plante? Deci un păhărel atât un păhărel de 50 de mililitri se poate lua cu succes. De aceea, pentru că mi-ați spus că se poate consuma în loc de, ca și aperitiv. Da. Sunt persoane care efectiv consumă și înainte și după masă. Zic că la noi în țară mai multă predilecție este pe consumul înainte de masă. De exemplu, când am fost în Franța, am văzut că acolo consumă după masă. Depinde. Na. Dar oricum, dacă el consumă după masă, ce face el atunci? Ajută digestia. Fie că e la nivelul stomacului, fie că e la nivel intestinal, în general. Și de fapt, cum am spus la început, ajută la buna funcționare a funcțiilor vitale la nivelul întregului organism. Mai avem un minut până la finalul emisiunii. Păi, dacă avem un minut, să terminăm ideea de cum se consumă. E temem ideea cum se consumă și atunci niște componenți de bază care au fost reliefați prin analiză, o să-i spunem de altă dată. Știți că totuși este continuăm important. Continuăm emisiunea viitoare, atunci să vorbim despre plante și despre detaliile pe care n-ați reușit în emisiunea de astăzi. Da. Deci, se consumă, după cum v-am spus, de 3 ori pe zi, o linguriță înainte de mâncare, una după mâncare. Dacă de 3 ori pe zi, ar însemna 6 lingurițe pe zi. Dacă e vorba de copii, copiii pot consuma de la 6 ani, cât e 3 lingurițe pe zi. Dar și la copii ar fi indicat să se pună în ceai fierbinte pentru a se evapora alcoolul. Ei, pentru copii nu este bine totuși să-i obișnim cu alcool. Și atunci poți folosi și copiii chiar în cură. Pentru că sunt copii care n-au poftă de mâncare și le face foarte bine, sunt copii care au viermi intestinal, ori acest bitter le curăță tubul digestiv, sunt copii anemici, care bitterul prin componența în fier, cupru și crom ajută și la anemie. Le întărește imunitatea, bitterul este antioxidant puternic, pentru că aici vitamina C în cantitate foarte mare este alături de vitamina A și E, cele mai puternice vitamine antioxidante. Deci multe beneficii are și pentru copii. Deci ca atare se poate folosi și pentru copii, și pentru adulți, și mai ales pentru bătrâni care îi stimulează, îi regenerează și le reglează funcțiile vitale și le dă acea bună dispoziție, după cum spun ei, pentru a trăi frumos și în pace. Am înțeles. Vom continua discuția atunci despre bitter și în emisiunea viitoare. Da. Mulțumesc că ați fost și astăzi alături de noi. Vă aștept din nou și data viitoare. Cu mare plăcere. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi la emisiunea Doctorul Naturii. Mulțumim că ne urmăriți. La revedere!